Comunitatea de informații din Statele Unite este condusă pentru prima oară de o femeie. Noul președinte al SUA, Joe Biden, a desemnat-o pe Avril Harris în funcția de director pentru informații naționale, un post creat după atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001. Preluarea funcției de către Avril Haines a fost confirmată în Senat cu 84 de voturi pentru, printre care s-au aflat mulți republicani și doar 10 voturi împotrivă. Liderul majorității din Senat, Chuck Schumer, a transmis printr-un comunicat că Avril Haines este persoana potrivită pentru a conduce comunitatea de informații. Avril Haines a mai deținut funcții importante în acest domeniu, ea a fost director adjunct al Agenției Centrale de Informații în perioada 2013-2015, iar acum urmează să supervizeze și să coordoneze activitățile CIA, Agenției de Securitate Națională și a altor 15 entități cu competențe în domeniul de informații. În timpul audierii sale, ea a promis că va coopera cu anchetatorii pentru a afla dacă manifestanții pro-Trump care au asediat Capitoliul pe 6 ianuarie au fost influențați de o țară străină. De asemenea, aceasta s-a angajat să rămână apolitică și să resta abilească încrederea în serviciile de informații externe, care au devenit ținta mai multor critici și plângeri în timpul mandatului lui Donald Trump.